Vom continua cursul vorbind din nou despre ipoteza de Breuil. Și asta pentru că suntem puși în fața unui fapt la care nu ne-am gândit și pe care, văzându-l astăzi, veți înțelege că, cum să spun, comportarea particulelor cuantice este relativ greu de descris. Și asta pentru că sunt și particule și unde, și încercările de a le descrie într-un anume fel, așa cum am făcut până acum, s-ar putea să nu fie cele care ne trebuie pentru a descrie obiecte care, să zicem, au o existență dublă. E ceva nou. De obicei, un obiect în matematică avea o singură formă de existență și acea formă de existență trebuia cumva descrisă cu o singură formulă. Și aici s-ar putea să ajungem să descriem ceva cu ghilimele de rigoare, cu o singură formulă, numai că probabil nu este ceea ce facem acum. Pentru că tot ceea ce vă prezint eu este efortul pe care l-au făcut fizicienii și matematicienii pentru a găsi o descriere adecvată pentru mecanica cuantică. Și atunci să ne amintim că efectul fotoelectric al lui Einstein așa, ne-a spus că radiația electromagnetică, deci practic lumina, este formată din pachete de energie care sunt niște particule numite fotoni. Așa. Fiecare având energia descrisă de formula HF. Am demonstrat acest lucru. H era constanta lui Planck. Iar F era, în cazul de față, frecvența luminii. Există un moment P, deci cu alte cuvinte, momentul P, pentru noi acesta este moment sau impuls, descris de formula pe care am demonstrat-o, H bar K, unde K este numărul de undă, iar H bar este constanta lui Planck supra 2pi. Iar K este numărul de undă. Deci, noi aveam formulele pe care vi le-am spus și data trecută la început. Deci, frecvența este 1 supra perioada. Acest număr de undă este 2pi supra lambda, unde lambda este lungimea de undă, și frecvența unghiulară omega era dată de formula 2πf. Deci, astea sunt formulele care trebuie să le știm întotdeauna când facem o lecție din aceasta, care, să spunem așa, ar fi de mecanică cuantică. Așa. Din toate chestiile astea, ceva care vom utiliza astăzi și vom avea nevoie și am folosit și în trecut, este că energia care este constanta lui Planck ori frecvența se poate scrie drept constanta lui Planck pe 2pi și să mulțim cu 2πf. În felul acesta, aici am evidențiat frecvența unghiulară și aici am evidențiat constanta lui Planck redusă. Deci, în total, pentru energie avem și această formulă.
Și dacă vă amintiți, ce a făcut De Broglie? A scris lungimea de undă, care se putea demonstra că este H supra P, în cazul fotonului, a scris-o, adică a adaptat-o pentru electron și a spus ce ar fi dacă pentru electron, așa, aici P-ul în cazul fotonului, vă dați seama că era M or C. Ce ar fi să fie M or V? Ce ar fi să fie așa ceva? Adică, cu alte cuvinte, să presupunem că și electronul are natură duală. Deci, cu alte cuvinte, nu este numai particulă, este și undă și aceasta să fie lungimea de undă. A electronului. E? Cu alte cuvinte, așa cum v-am povestit atunci, De Broglie a afirmat până la urmă că toate obiectele din natură sunt în același timp și particule și unde. Și ca urmare, dacă ar fi să ne gândim de ce nu se vede un obiect care, să spunem, este ca mine și ca undă, am făcut noi un calcul și am văzut că lungimea de undă ar fi fost atât de mică, de ordinul lui 10 la minus 35, încât ar fi fost invizibilă, rămânea numai natura mea corpusculară, să spunem așa. Dar toate acestea, lucruri pe care vi le-am spus, așa, când ne vom uita mai atent la formula care am scris-o pentru funcția de undă. Am zis că o funcție de undă este de forma amplitudine înmulțit cu E la puterea I KX minus omega T. Deci am făcut foarte multe raționamente cu această funcție de undă și totuși există o mică problemă. Hai să spunem așa, să scriem explicit un electron nu poate fi reprezentat în forma fi de Tx egal cu A E la I KX minus omega T. Păi vei spune, de ce? E o întrebare foarte naturală. De ce? Pentru că asta este o undă. Imediat o să vedem de ce nu ar putea fi reprezentat. Păi, nu ar putea fi reprezentat pentru că v-am făcut o mică teorie și v-am spus că viteza care este X supra T și care se obține după ce scriem KX minus omega T egal cu 0, adică ne ducem într-un vârf al undei respective, este, așa cum se vede din formulă, omega supra K. Deci m-am uitat la formula aceasta, am pus condiția ca exponentul să fie nul, adică să fie într-un vârf al funcției la amplitudinea mea maximă A și am constatat că viteza, care este X pe T, devine omega supra K. Și acum îmi vine ideea să scriu H bar omega supra H bar K. Păi asta înseamnă H bar omega, tocmai am demonstrat pe pagina anterioară că este energia și HK este P, adică momentul. Dar așa, să observăm că pentru fotoni această formulă este corectă. Este corectă. Pentru că vine V, scuzați-mă, V egal cu E supra P este egal cu, să spunem,
Da, E supra P, după cum știți, pentru fotoni, E supra P este egal cu C, așa, datorită faptului că pentru fotoni E egal cu P ori C, pentru că P este MC și orice, adică MC pătrat, asta se întâmplă. Deci, toate lucrurile sunt bune pentru fotoni. Așa. Bine, sigur că dacă aș merge la partea de rigurozitate maximă, n-ar fi trebuit să spun și porțiunea aceasta de aici. Pentru că, în esență, pentru fotoni E egal cu P ori C direct, datorită faptului că fotonul nu are masă de repaus. Fotonul nu are masă de repaus. Deci, pentru el formula este așa. Pentru cele cu masă de repaus este MC pătrat, dar de obicei, chiar și eu în momentul când îmi amintesc formulele, fac acest mic calcul în minte, vi l-am scris, să-l faceți și voi, dar să nu uitați că pentru foton trebuie să scriu direct E egal cu P orice. Deci, iată, pentru foton este bine viteza. Este E supra P, adică este C. Pentru asta este viteza fotonului, viteza luminii. Așa. Dar ia să vedem acum pentru altceva, pentru electroni. Trag linie și scriu V egal cu E supra P. Și vei spune, pentru ceva care are masă este MC pătrat, așa, supra MV. Bun. M cu M vine așa, deci vine C pătrat supra V și este clar că C pătrat supra V e mai mare decât C. Pentru că totdeauna C, viteza luminii, este mai mare decât viteza oricărei alte particule, mai ales una care are masă de repaus. Și atunci viteza ei nu mai poate să fie viteza luminii. Și atunci asta înseamnă că formula aceea nu ar fi bună. Și probabil că trebuie să ne gândim la ceva care să spună totuși, dom'le, am lucrat cu ea. De ce am lucrat? Și acum o să vedeți că, în general, lucrurile sunt în stilul prezentării acestui curs. Adică, vă amintiți că acest curs a debutat cu o mică porțiune în care am vorbit, evident, de teoria restrânsă a relativității și de formulele importante ale ei. Și pentru a rezolva problema, această contradicție de aici, așa, De Broglie a avut o idee foarte interesantă și am să spun așa, ideea De Broglie pentru a, cum să spun eu, a rezolva contradicția generată de interpretările anterioare. E, acum o să vedeți că fizicienii sunt absolut fabuloși când fac astfel de raționamente și să începem cu următoarea formulă. Deci, suntem de acord că E egal cu MC pătrat, inclusiv pentru electron. Dar electronul se mișcă cu viteză V, deci această formulă poate fi gândită ca pornind de la de la masa de repaus a electronului, privită ca mișcându-se cu viteza V, adică formula care dă masa ca în funcție de masa de repaus mișcându-se cu viteza V, este aceasta. Am demonstrat-o la momentul potrivit și înmulțim cu C pătrat.
Deci, considerăm această formulă. Deci, aceasta este o formulă relativistă. Bun. Ne bucurăm pentru ea și spunem, dar și impulsul este M ori V. Așa l-am folosit în pagina așa, dar ce ar fi să-l folosim cu formula relativistă, adică să scriem M0 supra radical din 1 minus V pătrat pe C pătrat înmulțit cu V. Bun, și atunci să luăm formula aceea pe care am calculat-o noi. Deci noi, dacă vă uitați pe pagina trecută, am calculat E supra P. Deci am calculat E supra P. Și aici vine tata de Broglie și zice, bun, E supra P în aceste condiții, într-adevăr fac MC pătrat pe MV și îmi dă M0C pătrat supra radical din 1 minus V pătrat pe C pătrat pe M0V supra radical din 1 minus V pătrat pe C pătrat. Acum, e clar că M0 moare cu M0. Este clar că radicalii se simplifică și ei și ceea ce se obține egal așa, cu C pătrat supra V. Așa. Și această cantitate, spune de Broglie, de ce să îi acord ideea de a fi o viteză E supra P. Deci C pătrat supra V, adică E supra P, să spun că este un VP care pentru mine este doar o noțiune. Să considerăm noțiunea VP dată de formula E supra P egal cu VP. Bun. Deci introducem această formulă, să spunem așa, formală. Deci, cum am spune noi matematicienii, este o formulă formală. Adică, cu alte cuvinte, pentru un fizician nu are niciun conținut. Așa. Și acum zice, ia să ne gândim, spune de Broglie, deci, altă idee acum, deci să spunem așa, de Broglie, definește o viteză de grup, viteză de grup VG, deci asta este notația ei de la viteză de grup, din formula, deci spune VG egal prin definiție. Folosește delta în loc de D, da, mă rog să subînțelege, D omega, D rond omega către D rond K. Așa. Și zice, păi nu e mare lucru dacă voi pune o constantă H. Deci dacă voi pune H barat D omega pe H barat de rond K, având în vedere că constanta poate să intre în interiorul derivatei, am să pun de rond din H bar omega, din H bar omega, către de rond din H bar ori K. Adică aceasta este de rond E către de rond P. Bun. Deci, cu alte cuvinte, introduce această noțiune, am să insist pe chestia aceasta, și în urma unui calcul
practic arată că VG-ul acesta a introdus viteza de grup a lui, așa, în urma unui calcul, este d rond e către d rond p, nu mai este e supra p. Bun, și acum zice, dar energia totală, aceea de la, pe care am învățat formula energiei totale, adică e pătrat, era p pătrat c pătrat plus m0 pătrat c la a patra. Deci aceasta era formula energiei totale relativiste și rezulta din modul cum a fost găsit m0 c pătrat pentru energia de repaus. Deci aceasta este formula energiei totale relativiste. Îl face pe el să spună așa, că practic VG, hai să scriem cu altă culoare, VG, care am văzut că este d rond E către d rond P, este practic d rond către d rond P din cantitatea E este radical din P pătrat C pătrat plus M0 pătrat C la a patra. Păi aici, în momentul când derivez, haideți să derivăm, păi am de derivat un radical. Deci un 2 radical se duce la numitor. 2 P pătrat C pătrat plus M0 pătrat C la a patra. Iar sus trebuie să derivez în funcție de P cantitatea de subradical, deci o să fie doar 2P C pătrat. 2 cu 2 se duce, așa, și practic dă, în momentul când mă uit, este P C pătrat supra, și acesta cine este? Este tocmai E din formula steluță. Este tocmai E. Deci practic, VG, am făcut calculul că este viteza de grup, este d rond E către d rond P, am venit aici și am spus că este PC pătrat PE. Asta înseamnă că poate fi sub forma C pătrat supra E supra P. Deci îl scriem în felul acesta, dar ăsta este C pătrat E supra P este VP, C pătrat supra VP, așa, și C pătrat supra V, dacă ne întoarcem înainte, era V. Deci să nu uităm că formula aceasta mi-l punea în evidență pe acest V. Deci, practic, în momentul când termin aici de făcut concluzia, când spun C pătrat supra VP, așa, obțin V-ul respectiv din formula de mai înainte. Deci, practic, rezultă că viteza de grup, deci viteza de grup definită de formula aia care am scris-o aici, VG egal cu d rond E către d rond P, așa, conduce la viteza V din funcția de undă via definiția formală C pătrat pe VP egal cu V. Deci cu alte cuvinte, aceasta este chestiunea, dar problema este, deci bun, a reușit să corecteze, deci are sens. Viteza de grup este cea care
este dată de funcția de undă și asta este viteza bună și deci practic De Bruyne a reușit o corecție relativistă. O corecție relativistă. Bun. Este foarte bine. Este, mă rog, oferă practic un înțeles lui V, ideea de viteză de grup, dar grup în raport cu ce? Deci, practic, această noțiune a lui De Bruyne mai stârnește o altă întrebare. Grup în raport cu ce? Cine este purtătorul acestei viteze? Deci, cine are, de fapt, viteza VG? Adică, cu alte cuvinte, cum trebuie să arate purtătorul? Pentru că purtătorul relativist conduce la această viteză. Și aici trebuie, este o discuție întreagă. Și el zice așa. Pentru ca toate lucrurile să fie bune, așa cum am spus la început, știm că lambda este H supra P și atunci am mai avut noi discuția aceasta, ce ar fi să-l vedem pe P-ul acesta exprimat nu în forma MV, cum a făcut inițial când a propus lungimea de undă de Bruyne, așa, și pentru electron, ci să-l punem H supra și în loc de MV trebuie să scriem pe M0 supra radical din 1 minus V pătrat pe C pătrat, acesta este M-ul, înmulțit cu V. Adică trebuie să înțelegem pe M-ul acela scris relativist, masa relativistă. Și atunci, practic rezultă că lambda este H supra M0V și se înmulțește cu factorul Lorentz, radical din 1 minus V pătrat pe C pătrat. Deci aceasta este, de fapt, lungimea de undă relativistă a electronului. Și relația aceasta E egal cu HF, care spune că energia este produsul dintre constanta lui Planck și frecvență, practic trebuie văzută în felul următor. Frecvența este E supra H. Pe E o să scriem ca M0 C pătrat, pentru că este energie pentru electron care are masă de repaus M0. Așa. Și el se deplasa cu viteză V. Deci de atunci, dacă punem că se deplasa cu viteză V, atunci aici ar fi fost M imediat. Energia, deci este da, M0, deci este, ar trebui să scriu MC pătrat, bun, deci M0, deci ar veni înmulțit aici cu 1 supra radical din 1 minus V pătrat pe C pătrat și aici vine H. Deci, practic, există frecvența pentru electron dată de această formulă. Deci, practic, frecvența pe care o are unda electron este dată de formula M0C pătrat pe H
înmulțit cu 1 supraradical din 1 minus V pătrat pe C pătrat. Deci acestea sunt corecțiile relativiste care fac ca teoria anterioară pe care a făcut-o de Breuil, care a condus la faptul că există o viteză de grup care este viteza de deplasare, să spunem așa, a undei electron, să funcționeze. Și atunci problema este, încă o dată spun, grup de ce? Adică ce l-a făcut pe el să se gândească că este o frecvență a unui grup de unde, ceva care interferă împreună, ce s-a gândit? Și atunci, practic, dacă ne uităm la ceea ce urmează, vom înțelege cum trebuie gândită forma undei. Deci trebuie să considerăm în primul rând faptul că există, să zicem, un caz zero, număr de undă dat. Așa. Pentru acest caz zero, eu aș putea să construiesc o undă care are exact acest caz zero, număr de undă dat, înlocuind în formula aceea cu el la minus i ca 0x. Bun, deci minus omega. Deci este clar că pot. Problema este că voi lua toate numerele de undă între K0 minus un delta K pe 2, K0 plus delta K pe 2. Deci am luat practic toate numerele de undă dintr-un interval de lungime delta K dat. Deci considerăm toate numerele de undă dintr-un interval de lungime delta K dat. Bun. Deci, și acum construiesc un obiect care se numește psi de T și X egal amplitudinea, o las în față, și aici aș avea E la I ca X minus omega T. Așa ar fi fost dacă ar fi fost vechea funcție de undă. Dar eu iau că obiectul acesta este integrală de la K0 minus delta K pe 2 la K0 plus delta K pe 2 din așa ceva. Este clar că în momentul când integrez, funcția respectivă rămâne o funcție de x și t. Rămâne o funcție de x și t. Deci are sens acest obiect. Ba mai mult, așa cum vom vedea cât de curând, să știți că are sens și obiectul care este, ca să spunem așa, puțin mai general, psi de T și X egal cu integrală de la K0 minus delta K pe 2 la K0 plus delta K pe 2 din ADK, adică cu alte cuvinte, amplitudinea variază în funcție de numărul de undă și E la I ca X minus omega T DK. Deci, au sens aceste obiecte. Și aceste obiecte noi o să le numim pachete de undă. Le numim pachete de undă corespunzătoare intervalului numerelor de undă cuprinse, mă rog, în intervalul, deci K0 minus delta K pe 2, K0 plus delta K pe 2. Deci se face o schimbare de paradigmă. Nu mă mai uit. Deci am renunțat la imaginea aceea
idilică, frumoasă, în care psi de tx este a e la i kx minus omega t în momentul când am un singur k. Da, deci, cu alte cuvinte, este o undă cu un număr de undă dat. Și iau, practic aș putea spune, dacă ne uităm aici, toate undele cu numere de undă într-un anumit interval dat, psi de tx. Și din nou, să ne punem aceeași problemă, deci din acea condiție kx minus omega t egal cu 0, ceea ce consider că ar fi x pe t, x pe t, și care ar fi viteză, ar fi fost viteza atunci, am să spun că de data aceasta este viteza de grup. Aha. Deci, aceasta este prima chestiune pe care o consider. Adică faptul că există o viteză de grup și se obține din această formulă în, cum să spun, în perfectă concordanță cu ceea ce făceam în momentul când lucram cu vechea funcție de undă. Și acum, noutatea este că, o să schimbăm culoarea, să schimbăm cu verde. Așa. Acest VG admite o scriere diferențială, să spunem așa. Bun. Și în care, bineînțeles, probabil că o să fie legat de centrul pachetului de unde. Deci centrul pachetului de unde, să mai punem aici o chestie, o definiție. Centrul pachetului de unde are număr de undă ca 0. Bun. Și atunci, cum scriu pe VG? Păi n-am decât să diferențiez în funcție de P, pe PX minus ET. Scuzați-mă. Imediat. Nu așa. Minus ET. Așa. Deci o să-l pun condiția că la P egal cu P0, diferențiala aceasta este 0. O secundă și explicăm și de ce această condiție este condiția bună. Am mai făcut-o în trecut, în momentul când noi am luat, aveam acel E la I ca X minus omega T, noi l-am mai privit pe acesta în felul următor. Am scos E la I supra H barat și am pus H barat ca X minus H barat omega T. Și atunci unda a fost privită ca E la I, aici H ca era P, deci PX, H bar omega era E, energia, formula care, cu care am început cursul, T, totul pe H. Deci are sens să vorbesc, despre obiectul PX minus ET, pentru că în esență modulo o constantă este obiectul KX minus omega t. Și, într-adevăr, haideți să diferențiem. Deci, în momentul când, deci noi știm, am stabilit că VG
prin definiție, este XPT, da? Ia să diferențiem, așa cum am... adică știm chestia asta, numai o secundă. Și să luăm formula de pe pagina cealaltă. Așa. Și să diferențiem în funcție de P. Păi aici se întâmplă următorul lucru. În momentul când diferențiez în funcție de P, aici vine X minus E. Acum vine DE către DP T la momentul P egal cu P0 egal cu 0. Deci apare X pe T este DE pe, către DP. Deci practic aș putea să șterg asta de aici, aș putea să pun egal DE către DP, așa, dar să nu uităm că E este H bar omega, deci vine D din H bar omega, către DP este H bar K, deci practic vine D omega către DK. Deci, aceasta este de omega către DK. Deci, VG este de omega către DK. Adică, practic, dacă ne uităm puțin, această definiție a centrului pachetului de unde justifică ideea pe care a avut-o De Broglie în mod aproape artificial aici. Așa. Și ca urmare, în momentul când punem VG egal cu DE către DP, practic o să am 1 pe 2, aici o să am D și o să am MV pătrat, pentru că energia pe care o are particula este numai energie cinetică. Deci 1 pe 2 dmv pătrat către dmv. Și dacă vă uitați în acest moment, 2 cu 2 acesta se va duce, rămâne mv, deci practic rămâne MV sus și M simplu jos. Deci, practic, rămâne V. Deci, rezultă prin acest raționament asupra modului cum se mișcă centrul pachetului de unde. Deci, centrul pachetului de unde se mișcă cu viteza VG, care viteza centrului pachetului de unde așa VG așa este în același timp viteză de grup, dar și viteză de deplasare a obiectului descris de pachetul de unde. Și pachetul de unde, în cazul de față, din această chestie, am vrut să descriu un electron și a fost bine. A descris electronul. Și să fim de acord cu această nouă posibilitate, deci aceasta oferă o nouă posibilitate de a vorbi despre obiectele cuantice. Deci, practic, obiectele cuantice vor face tranziție de la a le privi sub forma de unde cu
un număr de undă perfect determinat. Deci o să trec de la clasicul, mă rog, am și A în față, I numărul de undă care e X minus omega T, așa, o să trec de la a le privi așa, la a le privi în forma de pachete de undă. Pentru că în felul acesta respect ideea că ele se deplasează, aceste pachete de undă, centrul lor practic se deplasează exact cu viteza cu care se deplasează particula purtătoare. Deci am făcut un salt fabulos de gândire în acest moment și îl marchez prin această trecere. Și aici mai trebuie să scriu doar E la I ca X minus omega T deca. Și A-ul poate să fie în față și bine, sau ar fi putut să fie în interior. Deci pentru cei dintre voi care doriți, v-am spus că am putea să-l punem în interior. În viitor o să-l folosim în interior. Am făcut așa trecerea, însă ca să fie clară și frumoasă. Deci există un nou purtător și noul purtător este pachetul de undă. Este mai natural să mă concentrez spre acest purtător. Acum, înainte de a continua, pentru că data trecută am vorbit despre o aplicație a ecuației lui Schrödinger și despre oscilatorul armonic și a fost o lecție foarte complexă în care am învățat că spre deosebire de oscilatorul clasic, oscilatorul armonic nu admite decât nivele cuantificate de energie, acele N plus 1 pe 2, tot înmulțit cu H bar omega. Deci, cu alte cuvinte, sunt nivele de tip 1 pe 2, H bar omega, 3 pe 2 H bar omega, 5 pe 2 H bar omega. Și m-am spus că totul acolo a fost posibil după ce am rezolvat ecuația diferențială și ne-am folosit de niște polinome Hermite și m-am spus că se pare că apar noi structuri. Și ideea asta că obiectele astea cuantice, particulele cuantice, au nivele, doar nivele, să spunem, acceptate de energie și nu pot să aibă orice nivel de energie, așa cum se întâmplă în mecanica clasică, așa mă face să mă întorc, să privim prin intermediul ecuației lui Schrödinger un electron care are o traiectorie circulară. Deci, cu alte cuvinte, un electron dintr-un atom. Noi l-am văzut, am studiat chestia aceasta, l-am studiat ca undă, dar l-am studiat ca undă folosind direct niște consecințe pe acolo și am găsit că lungimea de undă înmulțită cu un număr natural trebuie să fie exact 2 pi r, adică cu alte cuvinte lungimea cercului pe care se învârtea respectivul electron. Acum lecția să continue, deci cu mai multe sau mai mult despre un electron într-un atom. Păi, în primul și în primul rând să notăm cu psi funcția care descrie această mișcare circulară. Funcția trebuie să fie periodică. Deci, de exemplu, psi de x trebuie să fie psi de x plus lungimea orbitei, lungimea respectivului cerc, și mișcarea trebuie să fie continuă, deci pentru orice
X din 0L trebuie să aibă chestia, loc chestia aceasta. Încă o dată spun aici, L egal lungimea cercului, da? Lungimea cercului. Și am presupus că V este egal cu 0, adică practic nu există vreun potențial care face posibilă această mișcare circulară. Deci, cu alte cuvinte, Hamiltonianul mișcării, care este energia cinetică plus energia potențială, se reduce la energia cinetică. Și pentru că practic acesta este doar un V de X de poziție, așa, noi trebuie să studiem numai ecuația. Deci studiem ecuația Schrödinger. Independentă de timp. Deci, studiem numai această ecuație Schrödinger independentă de timp. Și aceasta era, știm că ecuația era de forma minus H pătrat pe 2M D2, pentru că era, mișcarea era descrisă în funcție de o singură variabilă, nu are rost să pun de rond, D2 psi către DX pătrat, DX este egal cu H, care este E, în cazul de față, psi DX. Deci aceasta era ecuația Schrödinger. Și haideți să o folosim așa și să începem să vedem puțin mai departe. Așa, deci vom folosi, deci cu atenție vă rog să ne gândim la toate lucrurile care le-am folosit atunci când am vorbit despre ecuația lui Schrödinger. Am putea să demonstrăm teorema 1, acest H, care este o energie cinetică doar, deci este de fapt mai mare decât 0. Voi vă puteți întreba, păi da, nu știm că e mai mare ca 0? Da, numai că noi știm că trebuie să folosim ecuația lui Schrödinger, așa, și trebuie să ne dăm seama că ceva care am postulat că va descrie de acum înainte pentru totdeauna mișcarea particulelor cuantice, așa, funcționează, adică cu alte cuvinte, dacă de exemplu noi n-am putea să demonstrăm folosindu-ne de ecuația lui Schrödinger acest lucru în particular, înseamnă că de fapt obiectele acelea nu s-ar putea mișca sub... Deci acesta este un fel de demonstrație care să ne întărească convingerea că ceea ce am afirmat noi și am postulat așa, funcționează cu adevărat, adică în exemplu acesta particular. Nu cumva dau, folosindu-mă de această ecuație, dau peste o contradicție, că vă dați seama că ce am postulat așa ar muri în acel moment. Adică aș fi pe o cale greșită, pe o pistă greșită. Și atunci, pentru demonstrație, voi considera. Deci, psi acesta există și psi conjugat, pentru că obiectul meu are valori, psi de x are valori în C și ca urmare are sens să vorbim despre conjugat. Așa, deci ca urmare este egal cu D2 psi către DX pătrat DX. Așa. Și aici va trebui să pun H psi stelat de X, psi de X.
și se integrez așa, de la 0 la L, să țin cont că mai am în față acest minus H pătrat pe 2M, așa facem, îl punem în față. Deci, cu alte cuvinte, integrala vine aici, de la 0 la L dx. Așa, dar noi am folosit că particula într-adevăr se află pe cerc și această integrală exprimă ideea că particula se află pe cerc și psiul acela va avea o amplitudine sau o constantă în față care va fi exact găsită din această condiție, deci ca urmare aici rămâne H. Bun. Deci, practic, continuăm de la H egal cu minus H pătrat, H bar pătrat pe 2M, integrală de la 0 la L din psi conjugat de X, de rond 2 psi către dx pătrat de x dx. Bun. Bun. Haideți să scriem pe ăsta altfel. Egal. Am să scriu aici. Am să pun minus h pătrat, h bar pătrat pe 2m în față. Am să pun integrală de la 0 la L aici. Și am să schimb culoarea. Și acum, ia să observăm următorul lucru. Ce s-ar întâmpla dacă l-am deriva în funcție de x, dacă am deriva în funcție de x, expresia psi star de x de psi către dx, dx. Deci dacă am deriva această chestie, hai să punem asta, paranteza asta mai mare, s-ar obține. Deci dacă l-am deriva pe primul, adică ar veni de psi conjugat de x către dx, de psi, așa. Deci practic, pe urmă, obținem termenul de sus. Deci practic, ca totul să fie bine, în paranteza mai mare, trebuie să scad pe de psi conjugat către dx, dx, de psi, dx, așa, dx, și să pun aici dx. Deci, practic, este un mod prin care am scris cantitatea de aici în forma aceasta. De ce este bună această formă? Pentru că acum, în momentul când eu continui, o să am așa, minus h pătrat supra 2m și integrală dintr-o diferențială, practic este cantitatea aceea între limitele de integrare. Deci o să vină practic psi steluță de L de psi către dx în L minus psi steluță de 0 de psi către dx în 0. Dar datorită faptului că funcția este periodică, valoarea aceasta și valoarea aceasta dispar și ceea ce rămâne aici este minus și cu minus plus h pătrat, h bar pătrat pe 2m integrală de la 0 la L pe această cantitate am să numesc, pentru că este produsul dintre un z conjugat și un z, am să-l numesc modul din z la pătrat. În cazul de față, modul din d psi către dx la pătrat dx. Ah, pe
Ăsta, deci, cu alte cuvinte, chestia asta e 0. Așa. Și ceea ce am obținut aici este o cantitate care, evident, este mai mare ca 0. Deci, clar. Deci, în momentul când ne întoarcem, când ne întoarcem la ecuația Schrödinger, ecuația Schrödinger era, uitați-o aici, am să pun D2Psi către DX pătrat, deci demonstrația s-a încheiat, am reușit să demonstrez că H este mai mare sau egal cu 0. Și atunci când mă întorc la ecuația Schrödinger, ecuația Schrödinger este D2Psi către DX pătrat, DX, egal cu, se întoarce, acela era minus H pătrat pe 2M, deci 2M vine sus, H bar pătrat vine jos, H vine aici și psi DX. Și ținem cont că această cantitate este pozitivă, deci în total, în fața lui psi, am ceva negativ. Am ceva așa și cu alte cuvinte aș putea să notez cu alfa. Deci aș putea să scriu că această cantitate, deci D2Psi către DX pătrat DX, este egal de fapt cu un minus alfa pătrat psi de x. Așa. Păi, de îndată ce am acest lucru, deci știu precis că am voie să fac această notație, pentru că acesta este pozitiv, deci este un alfa pătrat. Deci are un minus alfa pătrat. Așa. Păi, ia să vedem ce ar fi să propunem ca soluția să fie psi de x este o constantă ori E la I alfa, acea cantitate pozitivă X. Păi, într-adevăr, în momentul când calculăm D psi către DX, apare A, apare minus I alfa și rămâne E la I alfa X. Dar acesta se pune, este minus I alfa și ăsta ori ăsta este psiul meu DX. Și dacă mai derivez o dată, d ron 2 psi către DX pătrat, așa, deci din nou apare A, minus I alfa se mai mulțește cu minus I alfa și apare, rămâne E la I alfa X, adică E la I alfa X, îl iau pe ăsta și pe ăsta, am format un psi de X și I ori, minus I ori minus I este plus I pătrat, adică minus 1 minus alfa pătrat, psi de X. Exact ecuația pe care o aveam de rezolvat. Deci, cu alte cuvinte, soluția propusă este bună. Acum, deci dacă soluția asta este bună, trebuie să-i cer să îndeplinească condiția de periodicitate, adică psi de 0, care înseamnă A, E, la I, alfa 0, adică înseamnă A, trebuie să însemne A, E, la I, alfa L, care înseamnă psi de L. Deci, cu alte cuvinte, de aici deducem că obligatoriu L este multiplu de 2pi. Deci rezultă alfa L, practic, deci am zis L, alfa L este multiplu de 2pi.
cu N, evident, din Z. Deci, am găsit o condiție pe care o găsisem și atunci când nu lucrasem cu ecuația Schrödinger. Acum merg mai departe. Soluția vreau să fie, să mă asigur că totul este bine, soluția vreau să fie, cum să spunem așa, deci să îndeplinească condiția aceasta de aici, de periodicitate. Deci, în momentul când scriu psi de x, adică a e la i alfa x, trebuie să fie a e la i alfa de x plus l. Ok, care este psi de x plus l. Și vedem că ceea ce am găsit aici este corect, adică e la i alfa x este e la i alfa, deci i alfa x, așa, trebuie să, e la i alfa x trebuie să fie e la i alfa x plus l. Păi asta înseamnă că, într-adevăr, condiția alfa l egal cu 2n P de aici, mi asigură periodicitatea funcției de jos. Deci, practic, alfa este un număr de undă cuantizat. Cuantizat, pentru că apare 2n. Bun, să ne bucurăm pentru acest lucru. Ce am mai putea să observăm? Deci, nivelul alfa n, deci alfa orel, da? Deci alfa n este exact 2 pi n pe l. Și aceasta implică că pentru fiecare n, psi n de x egal cu a e la i alfa n x este soluție posibilă. E bine, deci. Și acum, integrală de la 0 la l din psi n star de x, adică conjugatul psi n de x de x, îmi scoate în față pe a pătrat integrală de la 0 la l din dx și trebuie să fie 1. Dar, deci, pentru că psi n conjugat ori psi n, deci este, e ca și cum ai înmulți e la minus i alfa n x înmulți cu a e la i alfa n x. Deci îți dă ce am spus eu, a pătrat, și ăsta, ori ăsta îmi dă 1 de aici. Și asta înseamnă că îți dă a pătrat, integrală din dx este l. Deci chestia aceasta este asta. De unde rezultă că a este 1 pe radical din L. Deci, practic, în acest moment am progresat și mai mult psi n de x. Înseamnă 1 supra radical din L, E și I și alfa n este 2 pi n pe L x. Asta este n. Hai să-l facem mai frumos aici. Arată. Și care e nivelul de energie asociat? Păi nivelul de energie asociat, trebuie să ne uităm ce se scoate în față. Deci, avem acolo ecuația. Ia să o scriem frumos.
Deci, să mă duc. Iau din nou ecuația aceasta a lui Schrödinger și o scriu în forma d rond 2 psi către dx pătrat. Deci, d rond 2 psi către dx pătrat. Aici în față avea minus h pătrat supra 2m, deci o să dea minus în partea aceasta h pătrat supra 2m, h, imediat, 2m vine sus, 2m vine sus, 2m supra h bar pătrat, așa, h, da, și înmulțit cu psi. Așa este. Dar eu știu cât este psi n. Deci eu știu, în acest moment, știu cât este fiecare psi n de x. Psi n de x. Și e formula pe care tocmai am descoperit-o. Asta înseamnă că dacă eu derivez de două ori pe psi n de x către dx pătrat, așa, fac calculele, deci o să iasă un 1 pe radical din 1 pe radical din l, când derivez o dată, o să iasă, deci asta, mă rog, o să rămână totdeauna în față. Și o să iasă pe rând un 2 pi n pe l x, așa, o să iasă un i, încă un i, deci, cu alte cuvinte, asta o să fie la pătrat și o să fie minus 1, și acest lucru va trebui să fie egal cu minus 2m pe h bar pătrat h, care h devine hn. Deci aici trebuia să pun, am uitat să pun pe psi n. Aici trebuia să pun pe psi n. Deci rezultă că hn îmi dă, în momentul când egalez asta cu aceasta până la psi n, aici vedeți că nu s-a prins n-ul la psi indice n, când egalez cei doi coeficienți, minusurile se duc și o să dea 2 la pătrat, de aici este 4, se simplifică cu ăla 2, deci 2 cu h pătrat de jos de aici vine în partea asta, pi pătrat, n pătrat, supra, scuzați-mă, aici nu dă x, pentru că derivam în funcție de x, am scris o prostie, supra, și acum să vedem ce rămâne de aici. Iar aici e un fel de amestec de lucruri. Acest lucru nu mai trebuia să-l scriu, datorită faptului că l-am cuprins în formula lui psi n, deci era coeficient din fața lui psi n, deci nu rămâne decât m de aici, m și l pătrat. Așa. Deci, acestea sunt nivelele permise de energie. Ok. Deci, ce să mai discutăm? Particula care se mișcă pe cerc
sub acțiunea ecuației lui Schrödinger, care este postulată de noi ca fiind ecuația care exprimă modul în care are loc dinamica în mecanica cuantică, a funcționat. Ne-a dat absolut aceleași nivele posibile de energie ca pentru orbitele unui atom pe care le-am analizat, mi se pare că în urmă cu două cursuri. Și atunci, practic, am făcut un progres. Am făcut un progres foarte, foarte mare. Și aș putea să spun așa. Îmi este clar că ce am făcut în cadrul unidimensional, așa aș putea să fac în cadrul unei unde plane în trei dimensiuni. Deci, cu alte cuvinte, nu mai consider numai o singură dimensiune spațială, ci voi considera toate cele trei coordonate spațiale. Ca urmare, nu mai pot să consider un moment P, ci va trebui să consider un vector moment, un vector moment P, care are trei componente: PX, PY, PZ. Așa. Ca urmare, mărimea, în momentul când vorbesc de mărimea acestui vector, așa, ea este radical din PX pătrat plus PY pătrat plus PZ pătrat. Deci, nu mai pot vorbi de un singur număr de undă. Numărul de undă există relativ la fiecare plan. Deci este un vector de undă și are trei componente ca X, ca Y, ca Z. Și aș putea să vorbesc de lungimea numărului de undă tridimensional K, așa, ca fiind, evident, radical din KX pătrat plus KY pătrat plus KZ pătrat. Și accept că vectorul, pentru că știu că aici, în cadrul unidimensional, deci pentru fiecare dimensiune am relația P egal cu HK, atunci vectorul se va obține înmulțind cu H componentele vectorului de undă K. Și să reținem pentru noi această formulă. Bun. Numai puțin, vă rog să-mi permiteți, că sunt căutat la telefon de la universitate. Așa. Ok, scuzați pentru chestia aceasta.
Revenim la cursul nostru. Revenim la cursul nostru. Nu aici. Mă auziți, vă rog frumos? Da, vă auzim. Da. Ok. A fost o problemă cu conexiunea. Văd că s-a conectat automat la celălalt. Să sperăm că o să meargă bine. Așa, ne întoarcem. Ne întoarcem de pe care tocmai le-am găsit. Deci, exact cum era cazul și la mecanică, există un vector de poziție R care e dat de componentele X, Y, Z. Deci, practic, în momentul când trecem de la cazul unidimensional la tridimensional, avem un vector moment, avem un vector de poziție, avem un vector care exprimă numărul de undă, există legătura aceasta P egal cu HK și dacă mă uit clar, dacă notez cu K, așa cum am făcut adesea la mecanică, mărimea numărului de undă corespunzător componentelor, deci acel radical din kx pătrat plus ky pătrat plus kz pătrat, acest ceva este, după cum vedeți, trebuie să fie modul de pH și va fi egal cu 2pi supra lambda, unde lambda este lungimea de undă. Deci, practic, toate formulele există cu adaptarea posibilă în cazul tridimensional. Deci, pot să scriu această idee. Toate formulele se adaptează cazului 3D în mod similar cazului 1D. Bun, am progresat. Așa, ca urmare, cum arată în acest caz funcția de undă? Păi, nu mai poate să fie psi de T și X. Este psi de T și R, adică sunt trei componente, exact ca și cum a spune psi de T, X, Y și Z. Dar e mai greu de scris, de aceea am preferat ceea ce am spus înainte, psi de T și R. Și este A, E la, și acum o să vină I, nu mai pot să spun să zicem kx minus omega t. Va trebui să spun vectorul k înmulțit cu vectorul r
Pentru că aici este, cum ai spune, KX, așa, minus omega T. Păi dacă vă uitați, totul este bine, pentru că ceea ce se obține în urma produsului scalar este un număr, așa, și omega T este un număr, deci E la I or I număr este aici. Deci are sens, este frumos și făcând aceeași chestii care am făcut-o în cazul uzual, adică să înmulțim și să împărțim cu H bar, constatăm că se obține P înmulțit cu R, produs scalar, minus energie T supra H. Deci există posibilitatea de a lucra cu această funcție de undă în cazul tridimensional. Numai că noi am învățat că uneori funcția aceasta de undă ar trebui să o... uneori. Deci aproape întotdeauna, ca să respectăm ideea pe care a avut-o de Broi, deci ideea de, mă rog, de Broi a corectat relativist ce se întâmplă cu viteza aceea, ca să și-a definit o viteză de grup și până la urmă a constatat că dacă nu vreau să privesc relativist lucrurile, atunci eu trebuie să înlocuiesc funcția de undă cu pachet. Și aici pachetul cum ar arăta? Ar fi un psi de T și R, se subînțelege, ar fi o constantă în față, o constantă în față ca să fie bine, să așa, integrala nu mai este integrală simplă, ci este integrală triplă. Aș putea să mă gândesc că eu aș putea să consider pachetul ăsta de unde corespunzător tuturor momentelor posibile. Și atunci o să lucrez, această integrală triplă va fi pe R3, pe fiecare integrală va fi de la minus infinit la infinit, de minus infinit la infinit. Și, de exemplu, E la puterea I pe R minus HT pe H, așa, bar. Acum, constanta asta va trebui să o determin din condiția ca unda aceasta să existe undeva în spațiu, deci, cu alte cuvinte, integrala asta trebuie să fie bună, dar să nu uităm că acolo se mulțea cu un ADK. Aici am să pun un fi de P, de P. Deci, practic, acesta este... ce se înțelege prin DP? Scuzați-mă, DP așa, fi DP așa. Prin DP așa se înțelege evident DPX, adică am trei variabile corespunzătoare fiecarei dimensiuni spațiale. Deci este o integrală triplă. Și așa ceva ar fi acea funcție de undă, de fapt acesta este un pachet de undă tridimensional, așa, corespunzător funcției fi DP. Deci pachet corespunzător unei funcții. Acum, ca lucrurile să fie bune, nu orice funcție se poate considera, ci funcțiile pentru care această formulă are sens. Și asta
o să vedem noi că o să vedem noi că de fapt funcțiile bune sunt funcțiile gaussiene. Deci funcțiile bune vor fi funcțiile gaussiene. Deci, dacă facem o scurtă recapitulare a ceea ce am făcut până aici și important să facem această recapitulare, avem așa. Noi știam că un obiect de genul acesta descrie o undă. Sau, mă rog, scris în forma A, E la I, K, scuzați-mă, aici PX, după ce am mulțit cu H barat. Deci, PX minus omega T pe H. Minus H T pe H barat. Deci, așa ceva descrie o undă. Însă, am văzut că există o problemă. Există o problemă legată de viteza de deplasare. Așa. Bun. Încercare de Broglie. Așa. Să rezolve problema folosindu-se de relativitatea restrânsă. Și de un obiect pe care îl definește și arată că până la urmă viteza de grup egală cu viteza via obiectul formal, care îndeplinea relația aceea că obiectul formal VP este E supra este E supra P. Așa. Deci încearcă să salveze această formulă. Acum noi știm că conform încercărilor de la sfârșit că acest psi de T s-ar putea, deci această undă de aici s-ar putea generaliza la cazul 3 dimensional folosindu-mă de vectori. Deci aici este K bar, aici este R bar minus omega T sau A E la I, aici vine P bar, aici R bar minus H T totul P. Deci știm că se poate face chestia aceasta. Dar în ambele cazuri trebuie să ținem cont de observația aceasta că s-ar putea ca nu acestea să fie obiectele cu care să lucrăm, pentru că avem problema aceea care chiar corectată relativist totuși rămâne o problemă, pentru că teoria n-a fost construită exact în cadrul relativist și atunci, nefiind construită în cadrul relativist, încercăm să corectăm nerelativist lucrurile și ceea ce formăm sunt pachetele de undă. Primul pachet de undă pe care l-am văzut că ar fi corespunzător a fost pentru undele dintr-un, având numărul de undă într-un interval dat. Și aici fie că îl pun pe A în față, fie că îl pun înăuntru sub formă de A de K, este
Același lucru pentru mine. Scuzați-mă, U este aici și asta e paranteza. Și aici este DK. Bun. Ceea ce se întâmplă frumos este că pentru aceste obiecte se definește de către DP, după ce se mulțește corespunzător cu H barat, din E minus, imediat că nu mi-am amintesc pe de rost, toate aceste chestii. Vreau să definesc viteza centrului pachetului. Și viteza centrului pachetului am definit-o aici, pe pagina dinainte, această formulă. Deci din PX minus ET către DP, la P egal cu P0. Așa, scuzați, n-am cum să... Merg pe X minus. Pe X minus ET, E fiind energie, așa, la momentul P egal cu P0, egal cu 0, și din care a rezultat că viteza de grup, când o calculam pentru acest obiect, pentru pachetul de undă, când calculăm viteza de grup, dădea V. Adică, într-adevăr, obiectul acesta, centrul său, se deplasează exact cu viteza cu care s-ar deplasa particula. Deci, până la urmă, așa ceva este o posibilă este un carrier, este un purtător de viteza respectivă, deci pachetul se deplasează cu viteza cu care s-ar deplasa particula. Deci particula asta practic este mai bine descrisă de acest pachet. E, acum, pentru ceea ce ar urma, deci noi vrem să ajungem să vorbim despre ecuațiile. Scuzați, în loc de ecuații, ar trebui să spun întâi principiul de incertitudine a lui Heisenberg. Adică, eu aș dori să vă arăt că în momentul când consider momentul și în momentul când consider poziția, produsul acesta dintre poziție și moment are o valoare dată constantă. Deci este foarte important că este constantă, este H barat, și atunci asta înseamnă că de câte ori vreau să localizez mai bine pe delta P, să zicem că delta P ar fi acesta și delta X ar fi acesta, păi aș obține un dreptunghi de arie H bar. Ideea este că vreau să-l localizez mai bine pe P și se pare că e în jurul acestui punct, foarte apropiat de acest punct. E, din păcate, de îndată ce fac chestia aceasta, dreptunghiul acesta îl deformez cu unul în care delta X, adică cu alte cuvinte, locul unde se află particula, nu mai este atât de sigur, pentru că produsul dintre lungime și lățime trebuie să fie H. Deci aria aceasta se conservă. Se pare că asta este o proprietate fundamentală în lumea particulelor elementare și noi am vrea să demonstrăm, să dăm
cum să spun, o demonstrație a acestei formule într-un cadru elementar, pentru că să știți că există o demonstrație a acestei formule care rezultă din modul în care obiectele acestea de tip pachete de undă de fapt sunt transformate Fourier, și există o teoremă a lui Pick care mă asigură practic că în interiorul transformatei Fourier există acest principiu care funcționează matematic și, bineînțeles, dacă ne alegem reprezentarea de transformată Fourier pentru obiectul cuantic, atunci el va suferi exact consecințele modului în care l-am ales matematic, deci va avea acest comportament, sau nu vă vine să credeți într-un spațiu Hilbert bine ales, așa, inegalitatea Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz în complex pentru, iarăși, pentru niște operatori care mimează pe delta P și pe delta X, deci cu alte cuvinte bine aleși, îmi dau o asemenea egalitate. Și cu alte cuvinte, până la urmă, înțelegeți că există și datorită integralelor astea care apar și care vă sugerează, vă fac să vă gândiți la funcții din de pătrat integrabil, pentru că voi observați condiția aceea integrală din modul din psi de x la pătrat de x, care e 1 mai mic decât infinit. Numai o secundă, vă rog să închid ușa. Deci, acestea fiind zise, să vedem ce ar trebui să facem. Deci, pașii sunt următorii. Va trebui să construiesc un pachet de undă, dar în funcție de P și nu în funcție de K. Niciun fel de problemă, știu să-l construiesc, l-am văzut în cazul tridimensional. Am să iau pachetul psi de tx, am să iau constanta 1 supra radical din 2 pi h barat. Se poate demonstra că asta e constanta bună și vom ajunge să discutăm asta puțin mai încolo. Integrală de la minus infinit la plus infinit, nu mai sunt trei integrale pentru că suntem în cazul unidimensional din nou, deci după cum vedeți, vectorul R a fost înlocuit doar de prima componentă, din E la I pe X minus E, să notăm în felul acesta energie, deci este în absența energiei potențiale, este energie cinetică, deci este un EDP, înmulțit cu T, totul pe H, φdP. Deci, să considerăm acest pachet de unde. Așa. Acum, primul lucru pe care aș dori să îl fac este să mă uit din nou la relația diferențială lui Px minus EDP T către DP. La momentul P egal cu P0, egal cu 0. Să mă uit la această relație. Ia să vedem cum se scrie. Schimb culoarea
și încerc să scriu mic aici ca să încapă. Deci, în momentul când diferențiez, mut 0 aici, o să iasă un x minus diferențiala lui p către dp ori t la momentul p egal cu p0. Da, numai că e de p, pentru că este energie cinetică și știm în cazul particulei că energia cinetică este p pătrat supra 2m, este în cazul de față x minus d, trebuie să-l derivez pe p pătrat pe 2m către dp ori t la momentul p egal cu p0. Și ceea ce rezultă este că aici o să-mi dea x minus, pe când derivez ăsta vine 2p pe 2m, deci vine p pe m, așa, deci vine p0 supra m, pentru că trebuie să fac p egal cu p0, și t egal cu 0. De unde rezultă că în cazul de față x pe t este p0 supra m și aceasta p0 supra m devine viteza de grup. Aceasta este viteza de grup a pachetului. Deci știu care este viteza de grup a pachetului. Deci pachetul respectiv pe care l-am considerat, acea formulă psi de t și x, așa, țin cont că am considerat o energie a pachetului care este un p pătrat supra 2m, este o energie cinetică, nu am energie potențială, v egal cu 0, și viteza de grup a pachetului am găsit-o ca fiind pur și simplu p0 supra m și ținem minte toate aceste lucruri. Aici, atenție, e de p0 pătrat supra 2m, așa, pentru p0 acela dat în care am calculat, pentru care am calculat viteza de grup. Bun. Dar asta ce înseamnă? În momentul când îl scriu pe EDP, EDP îl dezvolt ca polinom Taylor în jurul lui P0 și o să vină EDP0 plus P minus P0 supra 1 factorial DEP către DP la momentul P egal cu P0 plus 1 pe, deci pot să pun P minus P0 la pătrat pe 2 factorial de 2 EP EDP către D pe pătrat la momentul P egal cu P0 plus termeni care nu o să doresc să iau în considerare. Deci, practic, dacă ne uităm puțin de ce nu iau acest termen în considerare, eu țin cont că, în general, EDP ar fi fost polinom de grad 2. Și dacă ar fi fost de polinom de grad 2, în momentul când derivez dincolo de gradul 2 al polinomului, ceea ce obține este 0. Deci, practic, aici îi neglijez, pentru că formula pentru EDP este P pătrat pe 2M și pe acest EDP l-am dezvoltat. Ia să vedem însă de ce am făcut chestia asta. Păi, ceea ce am obținut, că EDP
Aici este acel P0 pentru acel moment pentru care am calculat viteza de grup a pachetului. Deci vine P0 pătrat pe 2M plus așa pe DP pe către DP. Am calculat că este P0 PM, adică VG. Deci aș putea să spun VG pe lângă P minus P0, așa, și plus 1 pe 2 factorial. Acum când derivez pe P pătrat de 2 ori, vine o dată 2 pe 2, s-a dus cu 2, rămâne P pe M. Derivez P încă o dată, rămâne 1, deci rămâne 1 pe M. P minus P0 la pătrat. Deci, scriu energia dependentă de moment în forma aceasta. Bun. Acum, dacă P foarte apropiat de P0, așa, termenul acesta poate fi neglijat. Deci putem să considerăm că energia practic este doar P0 pătrat pe 2M plus VG pe lângă P minus P0 când, deci, când P fiind foarte apropiat de P0, termenul acesta care conține o paranteză de ordin 2 în P este de neglijat. Deci considerăm acest lucru. Să vedem de ce facem această neglijare. Păi, asta înseamnă că în momentul când mă uit la, noi avem acolo PX minus E de P T. Vă amintiți? La exponent, la E. Și atunci ăsta, de fapt, se scrie PX minus E de P0 plus VG pe lângă P minus P0 T. Aha, deci pot să scriu în felul acesta exponentul E la I și așa. Ia să vedem ce mai pot să fac. Deci eu pot în acest moment să pun, uitați-vă, de aici să dau un factor comun, P minus P0. Ia să vedem dacă punem P minus P0 și am încercat să punem X minus VG ori T. Practic, noi am adăugat un P0X care nu-l aveam. Deci cu alte cuvinte, trebuie să l-am scăzut în această formulă pentru că avem semnul minus aici și trebuie să-l adăugăm plus P0X, așa, și o să mai vină minus E de P0. E de P0 T. Bun. Așa, având în vedere acest lucru, să înlocuim sus. Psi de TX egal cu integrală de la minus infinit la infinit. Eu știam că era doar E la IPX minus E de P T totul pe H barat DP, fi de P de P, scuzați-mă, era să-l uit pe fi. Fi de P de P. Acum scriu că este egal cu 1 pe, și stați puțin, nu aveam un
aveam coeficient 1 pe 2 pH bar. Deocamdată n-am spus de ce acesta e coeficientul bun, dar o să vedem. 1 pe radical din 2 pi h barat, bun. Aici trebuie să-l pun și pe ăsta. 1 pe radical din 2 pi h barat. Și acum mă duc aici. Pun integrală de la minus infinit la infinit din e la i. Mă duc pe pagina asta și pun P minus P0 X minus VG T. Deci vine P minus P0 X minus VG T. Așa. Mai era jos acolo, l-am scăzut pe P0 X plus P0 X minus, imediat că nu sunt avion, E de pe 0T, E de pe 0T, se închide asta, vine pe H, fi de P, DP, deci practic în față o să iasă 1 supra radical din 2 pi h barat și uitați-vă cantitatea aceasta de aici, deci o să vină e la i pe lângă p0 x minus e de p0 t totul pe h, iese în fața integralei și integrala rămâne din e la i pe lângă P minus P0 X minus VGT totul pe H fi de P DP. Deci iată forma forma pe care trebuie să o considerăm. Deci am ajuns la această formulă. Acum pentru a continua, trebuie să știm să calculăm două integrale importante. Și am să le scriu aici. Exercițiu. E un bun exercițiu pentru voi să vedeți dacă facultatea a folosit. Așa, eu oricum la un moment dat vi le calculez integrala de la minus infinit la infinit din e la minus u pătrat de u, că este radical din pi. Exercițiu 1. Exercițiu 2. Sunt foarte legate. Așa. Arătați că integrală de la minus infinit la infinit din e la minus, atenție, a u pătrat plus b u du. Așa. În condițiile în care am să spun ce condiții sunt. Partea reală a lui A trebuie să fie diferită de 0. În cazul acesta, această integrală se poate demonstra că este radical din pi supra A e la minus b pătrat pe 2a pătrat. Ok. Și să ținem minte pentru noi ca idee aceste două exerciții. Deci sunt două integrale care se pot calcula și să alegem funcția fi de p, o constantă înmulțit cu e la minus p minus p0 la pătrat pe 2 delta p pătrat, să alegem funcția aceasta. Adică cu alte cuvinte, asta o alegem pe post de funcție. Dar vedeți că acesta este un fel de e la minus x pătrat pe a pătrat, ca să spunem așa.
Iar aceasta înseamnă că ceea ce am ales aici este o funcție Gauss, iar pachetul va fi un pachet gaussian de unde. Deci, marele progres este momentul în care fizicienii și-au dat seama că pentru a înțelege modul în care se comportă particulele elementare au nevoie de pachete gaussiene de unde. Deci, mai trebuie să spunem cine este delta P. Delta P acesta este un P ales. Este un P ales dintr-un interval centrat în P0. Și C este constanta determinată de condiția integrală de la minus infinit la infinit din modul de phi de P la pătrat de P egal cu 1. Bun. Deci aleg chestia aceasta și mă duc în funcția mea de undă. Care este funcția mea de undă? O scriu cu roșu. Deci este phi de t și x. Mă rog, era acea constantă pe care eu am pus-o de la început ca fiind bună. O să vedem de ce e bună. Și dacă vă uitați aici, bine, aș putea să pun și pe c, tot aici, că iese de la phi de p, pentru că aici undeva o să fie integrala. Integrală de la minus infinit la infinit. Și în integrală o să fie nenorocirea aceasta de e la minus p minus p0 la pătrat pe 2 delta p la pătrat dp, pentru că acesta joacă rol înmulțit cu c-ul, este parte a lui phi de p, este partea lui phi de p și c-ul de aici, constanta, dar nu pot să las aici c-ul, pun în față că e constant. Și tot în față am acel e la acesta de aici. E la i pe 0x minus e de pe 0 t și era pe cât? Pe h parcă, da, pe h barat. Pe h barat, așa, și aici, în paranteză, rămăsese e la i pe lângă p minus p0 x minus vg t, totul pe h barat. Deci aceasta este funcția mea gaussiană. Funcția gaussiană de undă, gaussiană de undă, pe care am voie să o consider. Ea face parte din un pachet. Deci dintr-un pachet gaussian care are viteză de deplasare a centrului pachetului VG. Deci este ceva care exprimă deplasarea unui electron, a unei particule elementare. Și acum, bineînțeles, se poate calcula cât este C. De ce se poate calcula cât este C? Pentru că
În momentul când scriem noi condiția aceea că 1, să zicem, este minus infinit la infinit din modul din fi de p la pătrat de p, așa, asta înseamnă fi de p era cu c în față, deci o să fie c pătrat și eu trebuie să țin cont că am de integrat de la minus infinit la infinit e pe e la minus p minus p0 la pătrat pe 2, dar pentru că ridic la pătrat o să vină doar pe delta p pătrat de p. Eu asta am de aceasta este ceea ce trebuie să calculez. Așa, și acum trebuie să țin cont de următoarele chestii. Eu știu că integrală de la minus infinit la infinit din e la minus x pătrat, e la minus x pătrat de x, este radical din pi. Da? Deci v-am spus că este un exercițiu foarte frumos, se face folosindu-ne de teorema lui Fubini și de integrala dublă în plan și e o poveste întreagă pe care ați învățat-o, cum se calculează asta, dar sigur că ar trebui să facem și asta, dar sunt atât de multe lucruri de făcut că nu mai știu ce să fac mai întâi. Și atunci, dacă vă uitați aici, ideea este că voi vreți să faceți o schimbare de variabilă și ceea ce puteți să, ce trebuie să faceți voi este ca x, să zicem, să fie p minus p0 cu minus, minus p minus p0 supra delta p. De fapt, nu minus, ci pur și simplu P minus P0 supra delta P, pentru că am nevoie să fie minus X pătrat. Așa, deci DX va trebui să fie DP pe delta P. Deci, cu alte cuvinte, pentru că eu am DP, trebuie să apară delta P DX. Deci, aici în față o să-mi iasă C pătrat. Deci este egal cu C pătrat, să spunem, delta P, integrală de la minus infinit la infinit din E la minus X pătrat de X, așa, și acesta este radical din pi. Și practic, din această chestie ați găsit că 1 egal cu C pătrat delta P înmulțit cu radical din pi, deci rezultă că C este egal cu, iau de pe cea pozitivă, 1 supra radical din delta P înmulțit cu radical indice 4 din pi. Deci este posibil să găsesc constanta. Deci practic eu pot să consider constanta, bun, pentru această chestie și mă va interesa la momentul t egal cu 0, deci chestia asta mă va interesa la momentul t egal cu 0. Deci toată nebunia aceasta o scriu la momentul t egal cu 0. Deci uitați-vă, aici o să dispară și ăsta. Deci, când scriu la momentul t egal cu 0, adică cât va fi psi de 0 și x, așa, va fi constanta C, care tocmai e bine să o avem în minte, radical din delta P, radical din C, 4 din pi, mai am acel 1 pe radical din 2 pi h barat, îl mai am pe e la i pe 0 x supra 2 h supra h barat.
Deci de, nu e 2, cred că este H barat. A, așa. Și integrală, integrală de la minus infinit la infinit, trebuie să țin cont ce se întâmplă. E, asta e funcția fi, adică aici este 2 radical din delta pe pătrat. Bun. Și mai am porțiunea cealaltă în care mi-a dispărut partea cu VG, cu viteza de grup. Deci este E la I pe lângă P minus P0 X pe H barat DP. Da, da, aici am ceva de forma integrală de la minus infinit la infinit din E la minus A pătrat minus E la minus A, imediat cum era formula aceea, E la AU pătrat, E la minus AU pătrat plus BU. Deci, E la minus AU pătrat ori E la BU, DU, care are o formulă, care are o formulă, care formulă radical din pi pe a, e la minus b pătrat pe 2a pătrat. Deci este radical din pi pe a, am zis, radical din pi pe a, e la minus b pătrat pe 2a pătrat. Și acum ne uităm cine joacă rol de U, deci ne uităm cine joacă rol de U aici, cine joacă rol de U aici, adică trebuie să scoatem în față toate constantele. Și după ce scriem în funcție de, în loc de P, în funcție de P minus P0, pur și simplu am să mă folosesc de rezultatul final, psi de 0x egal constanta, hai să punem așa, o constantă, care, mă rog, o am de aici, așa, integrală de la minus infinit la infinit, punem E la minus U pătrat, deci am zis că P minus P0 joacă, o să joace rolul lui U, deci vine E la minus U pătrat pe 2 delta P pătrat și aici E la I U X pe H de U, adică de U este DP, care este același lucru cu D pe lângă P minus P0. Deci, dacă am chestia aceasta, deci știu cine este AU acum, deci pe post de A este 1 supra 2 delta P pătrat. Pe post de B este X pe H. Deci le-am așa. Și facem calculul. Psi de 0 și X este constanta. Și acum trebuie să țin cont de rezultat. Deci o să vină E la minus B pătrat pe 2A pătrat. Deci, dar mai am în față un E la I pe 0X pe H barat, aici mă uit, înmulțit cu, trebuie să îmi dea rezultatul acesta, radicalul ăla din pi de pe aia l-am băgat acolo în constantă, deci este E la minus X pătrat B este IX, da,
Deci vine e la minus x pătrat, așa, și a pătrat este la numitor și e 1 pe delta, deci vine delta, vine sus, delta p pătrat pe 2h pătrat. Deci acesta este rezultatul. Vei spune, Dumnezeule, câte calcule pentru ce? Să mai observăm, să mai observăm ceva. Cred că acum se va vedea mai frumos. Deci acesta este un număr complex. Este un număr complex. În momentul când considerăm și conjugatul, va trebui să deschid un alt, că vreau să fac acest raționament și după aceea ne oprim. Aveți înțelegerea mea că e greu fără pauze. Și pentru mine e foarte greu. Deci ăsta e ok. Deci o să zic ok, îl închid. Sau întâi îl share. Share. Mail. Și mi-l trimit mie și o să vă-l trimit vouă. Ok, și asta o să scriu pe așa. Partea 1. Și pe urmă știu eu ce să vă scriu acolo, partea 1. Bun. Îl închid. Adică îl închid de aici, trebuie să îl închid. Așa. Și eu partea 2. Deci, am zis că înmulțesc psi de 0 și x cu psi de 0 și x conjugat, special ca să scap de acel e la i pe 0x pe 2h, dacă vă uitați în notițele voastre. Și o să-mi dea ca acea constantă va veni la pătrat, așa, e care este la minus x pătrat înmulțit cu delta p, era delta p pătrat, era pe 2h pătrat, dacă ridic la pătrat rămâne doar pe h pătrat, bun, iar în față era e la i pe 0x pe 2h, pe e la i alfa se mulțește cu e la minus i alfa, deci dă 1, deci acesta este modul de psi de 0 și x la pătrat. Bun. Deci, acesta este. Și acum, iată raționamentul lui Heisenberg. Și scriu frumos. Și după aceea ne oprim. Fie delta x, valoarea lui x pentru care e la minus delta x pătrat, delta p pătrat, supra h pătrat egal cu e la minus 1. Fie delta x exact acea valoare. Bun. Pe atunci rezultă că de fapt delta x înmulțit cu delta p este egal cu h, după ce scot radicalul. Deci, eu aveam la început
delta P, era ales. Pentru acel delta P, am considerat delta X-ul care îmi face serviciul acesta, că exponențiala este la puterea minus 1. Păi atunci am această egalitate. Aveam, iau alt delta P, găsesc alt delta X. Deci întotdeauna valoarea pentru care exponențiala este minus 1 îmi face, mă duce la o aceeași valoare. Și asta înseamnă că aceste două valori sunt fundamental legate de această relație. Iar această relație reprezintă cel mai important fapt pe care l-am descoperit noi în acest moment în mecanica cuantică, și anume că nu pot pentru o particulă să știu cu precizie locul și așa și viteza. Deci dacă știu mai precis locul, nu mai am nicio informație despre moment, deci cu alte cuvinte despre viteză. Dacă știu viteza cu o precizie foarte bună, nu mai am niciun fel de precizie legată de loc. Acest joc este mecanica cuantică. În lumea particulelor elementare există o incertitudine și aici este incertitudinea moment-poziție. Deci, cu alte cuvinte, nu seamănă mecanica cuantică absolut deloc cu mecanica clasică, în care noi, datorită determinismului clasic, odată cu poziția particulei pe traiectorie, aveam și viteza și odată cu viteza pe traiectorie aveam și poziția și aveam și toată traiectoria. Aici nu este așa. Ca să spunem așa, aiuristic vorbind, deci dacă ar fi să reprezentăm acele lucruri, ar fi ca un fel de reprezentare de tip nor. Așa. Și dacă în norul acesta ar fi o muscă cuantică, să spunem așa, dacă dorim să omorâm și avem un plici cuantic, e bine să orientăm lovitura în zona aceasta unde norul este cel mai dens și mai aglomerat și mai mare. Aici avem probabilitatea să găsim musca cuantică și să o omorâm. Nu are rost să lovim aici, că șansa să găsim musca aici este foarte mică. Deci, din această egalitate pe care am găsit-o, practic ne dăm seama că lumea cuantică este complet diferită. Deci în lumea cuantică lucrurile se întâmplă astfel încât dacă încercăm printr-un experiment să ne apropiem, să înțelegem unde este particula și o găsim cu o precizie destul de bună într-un anumit interval, atunci în același experiment niciodată nu voi putea să obțin informații despre modul cum s-a deplasat particula, despre viteza particulei. Și, de fapt, aceasta este cheia pentru ceea ce va urma în mecanica cuantică, pentru că, de fapt, nu vorbim de cum se numește, nu o să vorbim despre traiectorii de particule, și ecuația lui Schrödinger, dinamica aceasta cuantică dată de ecuația dependentă de timp a lui Schrödinger, ne va oferi alt tip de informații. Ne va vorbi despre psiul în sine, soluția, va fi o funcție de stare, o funcție care îmi permite să trag concluzii despre sistemul cuantic studiat. Aceasta a fost ora de astăzi. Așa, știu că a fost foarte complicată și pentru mine a fost foarte complicată și vă rog să mă credeți că
mi-este greu să pun atâta informație în ore, dar dacă ne uităm de la prima zi până la ultima zi de când lucrăm noi, am făcut progrese. Am înțeles în mare cum funcționează lumea aceasta mică, lumea cuantică. Deci nu mai avem nimic comun cu ceea ce era mecanica clasică, ci culmea este că această lume cuantică este ceea ce este noi, ceea ce ne clădește pe noi, sunt cărămizile fundamentale ale Universului și, după cum vedeți, avem șansa cu matematica să obținem anumite informații despre ele. Astăzi, ultima informație pe care am obținut-o a fost legată de faptul că, folosindu-ne de un anume pachet de unde, și anume de pachetul gaussian, făcând niște calcule acolo și ținând cont de niște integrale date, am obținut o egalitate între delta X și delta P, adică între poziție și moment, care exprimă imposibilitatea de a le cunoaște cu precizie pe amândouă în același timp. Aceasta a fost, de fapt, ora de astăzi și vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, comentariu, orice comentariu este bun. N-am. Eu n-am întrebări. Bine, Emanuel. Altcineva are întrebări? Cătălina? Mă auziți? Da, te aud foarte bine. Nu am întrebări. A fost mai dificil cursul și trebuie să-l reiau. Deci cursurile astea sunt pentru voi. Deci nu sunt cursuri pe care să le analizăm la examen. La examen voi aveți, de fapt nici nu examen, este colocviu. Aveți totul stabilit, așa cum am stabilit în momentul când am început cursul. Astea sunt cursuri de istoria matematicii pentru cultura voastră generală și să vă ajută pe voi să nu spuneți ca să cumpriți facultatea de matematică fără să înțelegeți prin intermediul matematicii și această lume care, să spunem așa, este lumea cuantică. Mai are cineva vreun comentariu sau ceva de spus? Vladimir? Bună ziua, domnule profesor. Posibil după ce revizuiesc cursul să-mi apară alte întrebări, deocamdată în regulă. Mulțumesc. A fost un curs foarte, foarte tehnic. Vă spun că și eu sunt destul de terminat după acest curs. Așa, vă urez un sfârșit de săptămână plăcut. La revedere! Mulțumim, Asa!